avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și-a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Până aici, cuvântul din Cartea Sfântă Biblia. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu cu mult respect. Suntem aici pentru că Dumnezeu a decis seara aceasta o seară de binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem viață pentru că Dumnezeu a poruncit inimii noastre încă să mai bată. Ești în locul acesta nu pentru că neapărat ți-ai dorit, ci pentru că Dumnezeu și-a fixat întâlnirea cu tine aici. M-am bucurat foarte mult pentru aceste boxe și mi-am dat seama că și cei ce stau acasă în seara asta n-au nicio șansă să nu audă cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde ar fi în zona aceasta, cuvântul lui Dumnezeu efectiv parcurge localitatea și ajunge în fiecare familie, la fiecare ureche. Așa că în această seară, dacă stai în ograda ta și ai încercat să pui o muzică, uite că Duhul Sfânt te-a pus un pic pe mut și ți-ai revenit. Acolo unde stai, deschide-ți un geam dacă ți-e rușine și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne interesează neapărat să vii aici, dar la finalul programului, când îți fac chemarea, bine ar fi să vii să-ți predai viața Mântuitorului. Omule bun, oricine ești în viața asta, că ai diplome sau nu, ai bani sau nu, ai proprietăți sau nu, ai conturi sau nu, ai mașini sau nu, ai business sau nu, ai prieteni sau doar dușmani, oricine ești în lumea asta, viața ta se termină într-o zi. Într-o zi, într-o curte ca asta, va fi așezat sicriul tău, probabil în curtea casei tale. Atunci, vei fi între patru pereți, foarte mic spațiu ai nevoie. Toate virele tale nu mai au niciun sens în vremea aia. În momentul ăla nu mai contează ce cifră de afaceri avea să ai în anul care se scurge. Pentru că atunci contează un singur lucru, dacă ajungi în rai sau în iad. Dacă ajungi în prezența Mântuitorului Iisus Hristos sau dacă ajungi departe de fața lui Dumnezeu. Dacă ajungi acolo unde Dumnezeu e Tată, unde Dumnezeu e suveran, unde Dumnezeu este stăpân și anume în împărăția sa, sau ajungi departe de fața lui Dumnezeu în iad, unde este focul cel veșnic, unde viermele nu moare, unde focul nu se stinge, unde totul se întâmplă la nivel de măcinare a sufletului tău. Dacă ai o furnicătură la nivel de degete și te mănâncă 20 de minute, n-ai stare, imaginează-ți că sub pielea ta, din perspectivă spirituală, intră un vierme care roade, până când? Veșnic! Omule bun, viața asta, nu poți trăi cum vrei. Pentru că dacă intri la semafor și treci pe roșu, vrei, nu vrei, într-o zi te oprește poliția și ți-a permisul de conducere. Și bine ar fi să facă asta, dacă intri pe roșu. De ce? Se trece la semafor pe verde. Ați zis amin și n-am auzit? Amin. Există niște reguli. Există niște rigori după care funcționează viața asta. Dacă eu aș sări de aici și n-aș fi atent, risc să-mi lovesc genunchii de pe tricelile astea. Dacă careva dintre dumneavoastră avea nesăbuința, neatenția să urce pe casă și să vadă cum îi să cadă în gol ca să simtă un pic de aer că e prea cald, iartă-mă că trebuie să-ți spun, o să-ți rup picioarele. Să ai o problemă fizică, da? Pentru că există forța gravitației care spune că atunci când un element mai greu îl lași să cadă, nu urcă, ajunge jos. Viața asta e marcată de anumite reguli.
Ei, lumea lui Dumnezeu, lumea lui Dumnezeu este marcată de regulile din cartea aceasta. Ce zice Papa de la Roma n-are valoare dacă nu scrie în carte. Ce zice Patriarhul Daniel al ortodoxilor n-are valoare dacă nu scrie în carte. Ce ar zice pastorul Nelu Fiu, președintele cultului pentecostal din România, n-are valoare dacă nu scrie în carte. Ce au cântat ei, ce au cântat frații mei și prietenii mei, ce s-au rugat cei din jurul dumneavoastră, în seara asta n-ar avea valoare dacă n-ar fi bazat pe cartea aceasta. Omule bun, într-o zi trece tot ce înseamnă terra, cerul și pământul vor arde. Cartea asta rămâne în picioare. Este singura carte după care Dumnezeu judecă lumea, indiferent în ce epocă istorică s-a născut, a conviețuit și a murit. După cartea asta se judecă lumea. Și am venit în această seară să spun adevărul, și anume, câtă vreme stai departe de Dumnezeu, n-ai nicio șansă să ajungi în rai. Lipsa prezenței lui Dumnezeu în inima ta va aduce lipsa prezenței tale în rai. Orice religie ai, oricum te cheamă, din orice denominațiune religioasă vii, indiferent ce spiță genealogică, cine a fost tata, bunicu, străbunicu, străbunicu, și indiferent ce important preot ar fi cineva din casa ta, am să spun în această seară, dacă n-ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, ia-ți adio de la rai. Dar ai o șansă în seara asta, dacă te oprești sincer, dacă te gândești la efemeritate, adică la faptul că trece viața asta. Dacă te gândești la eternitatea veșniciei, în prezența lui Dumnezeu sau în prezența diavolului, ar fi înțelept să faci liniște în sufletul tău și să auzi ce spun în seara asta, și anume, fiule, tu ai un tată în cer. Nu contează cât ai risipit. Poate în viața asta ai distrus tot. Ai umblat din aventură în aventură ca bărbat, ai curvit cu 50 de femei, am întâlnit un caz de genul ăsta, deci n-ar fi primul, indiferent ce ai făcut în viața asta. Există un moment important în care Dumnezeu te cheamă. Stând aici pe scaun, am simțit prezența Duhului Sfânt. Fiecare cântare ne-a vorbit că ne iubește Dumnezeu. Prin fiecare vers ale cântărilor și prin fiecare propoziție din rugăciunile fraților, am auzit o voce care îți spunea, întoarce-te, am pentru tine loc acasă. Dumneavoastră care sunteți mame, se cânta despre mângâierea pe care o aduce o mamă, o să-mi dați dreptate la ce urmează să vă spun. Nu e așa că ai avut momente în care copilul tău a greșit și cu rușine, cu dorința să-și ascundă greșeala, a venit la tine plângând. Stimată doamnă sau dragă soră, oricine ești, nu e așa că în momentul în care ți-ai văzut fiul plângând, realizând că regretă fapta lui greșită și murdară, chiar păcătoasă uneori, ai avut un simțământ de duioșenie sau milă, ai avut compasiune pentru copilul ăla care nu și-a dat seama de ce a făcut greșit și ca semn că îl primești l-ai mângâia pe frunte. Există o mână nevăzută. E mâna Marelui Rege. Mâna care are în palma sa urme de cicatrice ale piroanelor lungi și groase. Marele Rege a venit la Sărata în această seară să-ți spună că te iubește. Fiecare dintre noi am meritat să ne arate Dumnezeu obrazul. Pentru că dacă suntem creștini adevărați, probabil că puteam să facem niște lucruri bune și am omis să le facem, adică am păcătuit prin omitere. De exemplu, am văzut pe cineva care era pe drum al nimănui și în loc să-i cumpărăm un sandwich, l-am judecat că poate fumează, de-aia a ajuns acolo. Și puteam să-i facem un bine și ne-am făcut. Sau poate ai comis păcate de comitere, adică te-ai oprit într-un colț al județului Bistrița Năsăud și ai cumpărat un pachetel de droguri. De ce? Ca să-l vizi la suprapreț, să te îmbogățești pe nedrept. Indiferent ce ai făcut în lumea asta, fie păcate de omitere, adică trebuia să fii bun și n-ai fost, fie păcate de comitere, adică ai fost rău și nu trebuia să fii. Orice risipit în lumea asta, oricât de mult ai pierdut, oricât de mult l-ai ignorat pe Dumnezeu și ai zis, Dumnezeule, tu ești prea ocupat pentru mine și eu sunt prea ocupat pentru tine. Lasă-mă să-mi fac lucrurile mele. Întâlnesc oameni trecuți de 60 de ani la care le aduc această
provocare evanghelică să-și predea viața Mântuitorului și câte un domn îmi zice, lăsați-mă, Domnule, să pot să-mi căsătoresc fiica și să derulez un dans la nunta fiicei mele. E o fiică la care ține foarte mult. Vedeți, oamenii când trebuie să se întoarcă la Dumnezeu caută motive din cauza cărora, spun ei, nu pot să-L aleagă pe Dumnezeu. Dacă te uiți la propria ta palmă, găsești un argument imens să-i spui lui Dumnezeu mulțumesc. De ce? Ai niște forme unice. Vă rog să vă uitați la palma dumneavoastră fiecare. În palma ta se vede o încrâmpeie din Universul lui Dumnezeu și o amprentă a degetelor Domnului Iisus. Ești creat unic în lumea asta. Poate tu zici să vină alții la Dumnezeu. Lasă să meargă alții să se pocăiască. Lasă alți locuitori din sănătate. Eu sunt prea bun, Domnule. Alții spun, sunt prea rău să mă pocăiesc. N-am nicio șansă. Indiferent cât ești de rău sau de bun. Fără de Domnul Iisus Hristos, n-ai nici o șansă să ajungi în rai. Am citit din pilda fiului risipitor în această seară, pentru că Duhul Sfânt mi-a zis să vă transmit un mesaj intitulat Fiule, tu ai un tată. Dacă n-ai avea un tată, n-aș fi seara asta de evanghelizare. Dacă pentru tine timpul s-ar fi închis, dacă ar fi reapărut pe norii cerului Domnul Iisus Hristos ca să jupească biserica noi, care am organizat și care suntem la slujire, sperăm că n-am fi fost aici. Am fi fost cu Domnul să ne bucurăm o veșnicie. Dar faptul că Dumnezeu ți-a mai dat suflare, faptul că Dumnezeu ți-a dat condiții să fii într-un loc public, pentru că toți ai zis că nu-mi place în clădire, că se uită toți la mine și mi-au zis nu știu cine, probabil un preot, că n-am voie să calc în clădirea aia, că mă spurc. Păi te spurci când înjuri, Domnule. Te spurci când fumezi. Te spurci când te droghezi. Te spurci când comiți adulter, adică curvești. Te spurci când nu citești Biblia. Te spurci când bei, mănânci creierii. Atunci te spurci. Atunci te spurci când comiți un păcat. Nu când intri într-un loc unde e chemat numele lui Dumnezeu. Și uite așa că ți-am făcut atârul să fii în curte. Și tot n-ai venit. Dar dacă stai acolo și mă auzi undeva, oriunde ai fi, în casa ta, în o gradă, în mașină, ți-ai coborât geamul pentru că vrei să auzi Evanghelia, nu contează unde ești. Am să-ți transmit un mesaj și anume, omule, tu ai un tată în cer. Dacă ne uităm la boltă și vedem soarele, avem un suficient argument să credem că există Dumnezeu. Dacă soarele acesta n-ar merge pe traiectoria pe care Dumnezeu i-a trasat-o, dacă ar merge un milimetru mai la dreapta și un milimetru mai la stânga, unii de pe planeta Terra s-ar topi de căldură, alții ar îngheța de frig. Omule bun, tot ce înseamnă natura asta, circuitul apei în natură, este dovada faptului că tu ai un creator. Faptul că îți bate inima în piept, faptul că poți să-ți miști mâinile, faptul că poți să ajungi într-un loc ca acesta, este dovada faptului că tu ai un creator în cer. Oricât ar încerca medicii să-ți dea viață, când Dumnezeul acesta zice, stop! Tu mori. Eu mor. Când zice Dumnezeu, niciun om, nici domnul Putin, nu se poate să-i se împotrivească. Dacă încă mai ai viață, de ce îl ignori pe Dumnezeu? De ce spui lui Dumnezeu, rămâi ultimul în viața mea? Prima dată sunt banii mei, destrăbălările mele, pasiunile mele, hobby-urile mele, umblările mele, proiectele mele, business-ul meu. Faptul că vreau să mă simt în centru, faptul că vreau să fiu important, faptul că mă interesează extrem de mult să fie toți cu ochii pe mine din duc de populism. Ascultă-mă ce spun în această seară. Cel mai important lucru este să te oprești în fața crucii lui Hristos. Amin. Să nu te uiți doar la un lemn. Să nu-ți faci doar un semn al Sfintei Cruci. Să nu atârni o cruce doar la oglindă. Să nu o porți doar la mână sau la ureche. N-ai nevoie de așa ceva. Când te oprești în fața crucii lui Hristos, prin credință să privești în ochi pe Marele Rege, să nu uiți, atât de mult te-a iubit Dumnezeu Tatăl, încât l-a dat pe singurul său fiu. Pentru că, indiferent cine ești, Ioan 3 cu 16, versetul de aur al Bibliei zice, oricine crede, nu aprinde lumină, nu. Nu se duce până la muntele Athos, nu. Nu poartă Biblia sub braț în semn că ar avea un argument să-L ierte Dumnezeu, nu. Oricine crede în El, adică în Domnul Iisus Hristos, să nu
piară. Omule bun, există doar două perspective. Ori crezi în Domnul Iisus Hristos și ești salvat, ori nu crezi și vei pieri. Cea mai mare regret pe care l-am este că mă duc la evanghelizări și văd oameni dezinteresați. Îi interesează mai mult de o albină, de o musculiță. Îi interesează mai mult de un copilaj care se plimbă printre ei. De ce? Pentru că Satana este prezent la fiecare evanghelizare la care predic. De ce? Vrea să-ți distragă atenția. Să zic că e prea cald să ascult Evanghelia. Dacă plouat și tunap aici, plecai? Plecai repede că plouă. Ce mai vrei să-ți dea Dumnezeu? Ai toate argumentele să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc că m-ai creat. Mulțumesc că mi-ai dat culoare în ochi. Mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea să mă mișc cu propriile mele picioare și dacă ai un handicap locomotor, nicio problemă. Te-a dus cineva. Ești prezent. Dacă ești online, nicio problemă. Auzi Evanghelia chiar de la distanță. Întrebarea pe care ți-o pune Dumnezeu este aceasta. Ce-ar fi trebuit să-ți mai facă Dumnezeu și nu ți-a făcut? Ce-ar fi trebuit să-ți mai dea Dumnezeu și nu ți-a dat? Ce să mai facă Dumnezeu cu noi? Ce să mai investească Dumnezeu în noi? Cum să mai infuzeze respirație și har în noi? Ce să mai ne ia Dumnezeu nouă? Nu ne-a dat tot? Eu sunt foarte recunoscător la adresa lui Dumnezeu și spun în fiecare dimineață și în fiecare seară mulțumesc. În momentul ăsta sunt adânc, profund mulțumitor la adresa lui Dumnezeu. Că El e Tatăl meu. Că El e de partea mea. Că El mă iubește atât de mult. Și iubirea pe care mi-o oferă Dumnezeu, în egală măsură ți-o oferă dumitale. Tu ai un tată. Dacă în lumea asta sunt persoane care te ignoră, dacă în familia ta, adică sunt persoane care chiar te urăsc, doar că nu te vizitează, chiar au o ură adâncă pentru sufletul tău, poate ai ajuns la o vârstă anume în care societatea zice nu mai avem nevoie decât de voturile tale, au trecut 9 iunie, gata, nu mai avem nevoie de tine. Am să spun ceva, e cineva din cer și culmea culminilor e care e tot ce îi trebuie și că El a creat tot ce există. Nu te caută pentru că are nevoie de banii tăi. Nu te caută pentru că are nevoie de mașina ta sau de carburantul tău. Nu te caută pentru că are nevoie de teritoriile tale sau proprietățile tale. Te caută dintr-un singur motiv. Te iubește. Atât de mult te iubește, încât pentru păcatele tale s-a așezat între doi tâlhari, pe crucea din mijloc. Și a întins mâinile total în semn de dragoste ca să poată să-i cuprindă pe toți oamenii. La fiecare respirație a Regelui de pe Golgota era ca și cum ai fi avut COVID-19 cu saturația 20% oxigen în plămâni, pentru că cutia toracică apăsa pe plămânii Mântuitorului. La fiecare respirație era ca și cum și-ar fi dat Duhul și-a continuat să respire. Fiecare picătură de sânge era semnul iubirii. Fiecare picătură de apă care a ieșit din coasta lui înfiptă de o lance romană era semnul că El continuă să te iubească. Avem noi o cântare care zice, cuiele nu l-au ținut pe cruce. Putea atât de lesne să coboare. Dar dragostea ce aveau pentru tine l-a ținut pe cruce. Te iubește Dumnezeu. Omule bun, când auzi că te iubește cineva, dacă tu mai gândești încă normal, ar trebui să stresezi de inima în piept. Dar nu te iubește oricine. Te iubește doar un primar, un președinte, un prelat. Nu. Nu te iubește un europarlamentar, te iubește Dumnezeu. Mă tot mir și mă tot gândesc cum de Dumnezeu ne tot iubește. Și unii oameni continuu îi dau ignor iubirea lui Dumnezeu. Spun, nu mă interesează, lăsați-mă cu evanghelizarea, lăsați-mă cu Biblia și cu cântările, lăsați-mă cu cerul. Nu-mi pasă. Te iubește Dumnezeu, omule bun. Ai un tată. Prin creație tu ești fiul lui Dumnezeu. Ești fiica lui Dumnezeu. De la Adam și Eva încoace, toți oamenii prin creație sunt fii ai lui Dumnezeu. N-ai fost creat de un iceberg, n-ai ajuns în ființă pentru că Big Bang și care exista, n-ai ajuns în ființă pentru că s-au lovit doi atomi aleatoriu și dintr-o dată a apărut ceva bun, adică creația. Pentru că se întâmplă asta, iertați-mă, așteptați-mă la ieșire dintr-o greșeală cu o mașină de ultimă generație. Covânt și donezi bani la cineva. Cum de nimic nu apare din întâmplare? Cum de nimic bun nu se generează aleatoriu? Cum, pentru ca să poți să creezi un robot inteligent, trebuie să existe în spate un ITist,
un programator care să fixeze fiecare comandă. Cum îi se mișcă mâna dreaptă? Da degetul mic de la mâna dreaptă. Ce se întâmplă când mișcă mâna? De ce? Comenzi dacă. În lumea asta terestră, nimic nu apare la întâmplare. Clădirea aceasta a bisericii Betel din Sărata n-a apărut la întâmplare, oameni buni. Temelia asta din beton n-a apărut la întâmplare. A existat un cofrag, a existat niște oameni care au muncit, au dat fie cu betoniera, fie a venit cu cifa și cumva s-a ajuns aici prin muncă. Cum crezi tu, omule, că lumea asta apare din pocnituri, din degete? Mai poți să gândești așa ceva? Întrebarea mea este, cei care spun asta, oare chiar gândesc? Ce oameni de știință să fie ăștia, domnule? Când nimic nu mai evaluează. Când nu mai vede niciun maimutoi printre noi care să treacă dintr-o dată și să ajungă om normal. Să treacă 100 de ani, nu contează. Cum de nu mai apare nimic? Cum de nu mai evaluează maimuța? Oameni buni, cartea asta ne spune că noi suntem rezultatul creației lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat soarele, luna, stele, miliarde și miliarde de stele stau sub comanda lui. Tu ai un creator care coordonează tot ce există în univers. Modul în care se mișcă planeta Terra în jurul celorlalte planete arată că există Dumnezeu. Faptul că poți să rămâi și forța gravitației funcționează, asta e dovedirea și argumentul că există Dumnezeu. Cartea ne spune că totul a fost creat ex nihilo, zice latinul, de nimic. Nu exista materie și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și Dumnezeu a zis să fie un luminător în timpul zilei și a apărut soarele. Și Dumnezeu a zis să fie un luminător în timpul nopții și a apărut luna. Și Dumnezeu a zis vreau din pământ, din țărână, să iau lutul și vreau să-l formez, să-l dăltuiesc, să-l creez. Și vreau să transform și să transmit suflare de viață. Și Dumnezeu a făcut ceva de genul... A suflat în nările lui Adam suflare de viață. Și a început să-i bată inima. A început să fie un om viu. Pentru că omul e bun. Nimic bun nu apare la întâmplare. Totul e programat de Creatorul tău numit Dumnezeu. Biblia zice, un tată avea doi fii. Care este verbul? A avea. Și ce înseamnă asta? Cei doi fii erau proprietatea tatălui. Oricât de mult avea să-i dai norul lui Dumnezeu, oricât de mult ți-ai duce viața ta într-o zonă periculoasă, alcool, tutun, droguri, minciună, hărțuieli, agresivitate verbală, fizică, de alt gen, oricât de mult ai vrea să faci rău în lumea asta, am să spun ceva, tu ai un tată. Amin. În cer. Tatăl tău rămâne tatăl tău chiar dacă tu ești rău. Când s-a întors fiul risipitor, a zis fiului cel mare, acest fiu al meu era mort, dar al meu. Oricât de mort ești, tu ai un tată în cer. Oricât de mult vrei să-L ignori pe Dumnezeu, tu ai un creator în cer. Fiule, tu ai un tată care în primul rând te așteaptă. Probabil că în lumea asta n-ai foarte mulți oameni care să te aștepte cu adevărat și cărora să le pese cu adevărat de viața ta. Îți citesc din pildă și cuvântul Domnului spune în felul următor. Fiul s-a sculat și a plecat la tatăl său. De ce nu mergi la vecinul lui? Există o bătaie inimii sensibilă. Dacă mă duc la vecinul, vecinul nu mă recunoaște. Nu îndrăznesc să mă duc la vecinul pentru că nu-i tata. O să mă duc la tatăl meu. Mi-e groază de ce o să se întâmple pentru că am risipit tot ce mi-a dat tata. Mi-a fost proprietatea tatălui și tatăl meu a avut această deschidere imensă. Deși era încă în viață, fapt care la evreni n-avea voie să se întâmple decât post-mortem, adică după moarte, tatăl zice, Biblia a luat averea și a dat-o în două. Și ce a mai rămas lui? Nimic. Este istoria lui Dumnezeu, care totul ne-a dat. I-a dat soare, i-a dat ploaie, i-a dat cântări, i-a dat mesaje, i-a dat respirația, ne-a dăruit de toate. M-am uitat aici în jurul dumneavoastră și am văzut un relief extraordinar. Știți cine vi l-a dat? Știți cine? Dumnezeu. Cât plătiți pentru asta lui Dumnezeu? Cât impozit i-ați lui Dumnezeu?
Bine, oamenii au devenit proprietari, au încercat să forțeze și noi plătim impozitul că respectăm autoritatea la statul din care face parte, respectiv administrația locală. Dar vreau să spun ceva, dacă ți-ar cere Dumnezeu impozit 0,00001% pe respirație, știi că n-ai avea bani să-i dai lui Dumnezeu? Dacă ți-ar contoriza cât de mult poți să privești cu ochii tăi, știi că n-ai avea ce să-i oferi lui Dumnezeu? Tatăl, zice Biblia din pildă, le-a împărțit averea. Și tatăl nu mai rămas cu nimic. Știți că Dumnezeu a dat tot pentru noi? A dat pe unicul său fiu și n-a mai rămas cu nimic. Fiul continua să fie prezent în prezența tatălui, că era Dumnezeu și om. Dar din perspectivă umană, dăruirea a fost absolută, totală. Nimic n-a mai avut Dumnezeu să ne dea, de care să avem nevoie și care să fi ținut pentru El. Totul ne-a dat Dumnezeu. Zice Biblia, fiul s-a întors acasă. S-a sculat și a zis, mă voi duce la tatăl meu. Dar ce să-i zic tatălui? Că bani nu mai am, sănătate nu mai am, reputație nu mai am, sunt porcar, sunt bodyguard la porci. Eu care dintr-o familie ebraică provenind, n-aveam nici măcar voie să alimentez un porc, pentru că acel animal l-a considerat necurat din perspectivă ebraică pe vremea aceea. Da? Cum? Ce o să-i spun la tata? Și băiatul a zis, singurul meu argument e să-i spun adevărul. Este să mă uit în ochii lui dacă pot și să-i zic, tată, am păcătuit. Asta e verbul cel mai greu. Știți ce se ceartă bărbatul cu nevastă sa? Că unul dintre ei a greșit și nu poate să zică, am păcătuit. Știți ce îți dau un cap în tribunale pentru terenuri? Pentru că nici unul dintre cei doi care intră în tribunal într-o altercație civilă sau penală nu vrea să recunoască, Domnul. Știți de ce există nevoia unor justiții și a unor avocați și a unor tribunale? Pentru că oamenii nu vor să recunoască adevărul. Băiatul ăsta a zis, aș putea să zic că e vinovat fratele mai mare, că nu mi-au dat prea multă atenție. O grămadă vin la biserică și noastră și spun, pastore, eu nu mai vin la biserică pentru că nimeni nu mă salută. Iartă-mă că trebuie să te întreb. Tu chiar de aia vii la biserică să te salute oamenii? Cu tare slujitor nu m-a băgat destul în seamă, așa că mă duc nu știu pe unde, sute de kilometri, să-mi fac eu lumea mea în care mă bagă cineva în seamă la 5 ani. Serios? Pe când vin la biserică, pe mine mă bagă în seamă Dumnezeu. De fiecare dată când intru într-o clădire sau într-o curte sau într-un cort, într-un context de evanghelizare ca în seara asta, eu îl simt prezent pe Dumnezeu. Când am intrat înspre scaun aici și am ajuns pe primul rând, l-am simțit prezent pe Dumnezeu. Aici, în timp ce stau, îl simt prezent pe Dumnezeu. Acolo unde ești, acolo în dreptul porții, Domnule, e prezent Dumnezeu. Acolo unde ești în casa ta, Dumnezeu este prezent peste tot. E foarte important ce faci cu prezența lui Dumnezeu. Băiatul a zis, o să mă duc la tata și o să zic, tată, am păcătuit. Împotriva cui ai păcătuit? Am păcătuit împotriva cerului. Adică toată autoritatea, toate rânduielile, tot ce însemna familia din această localitate, îmi spunea, băiatul trebuie să rămână cu tata. Băiatul trebuie să rămână în ograda tatălui. Băiatul trebuie să fie pe ogoarele tatălui. Băiatul trebuie să fie implicat în lucrările tatălui. Dar eu m-am găsit eu mai deștept și am zis, ignor la ce înseamnă realitatea vieții. Vreau să nu-l bag în seamă nici pe Dumnezeu, nici pe tata, nici pe cei din jurul meu. Omule bun, vine un moment în care dai cu capul. Ai grijă. Când îți vin facturile pe care nu mai poți să le plătești, măcar atunci să te trezești. Când ai probleme cu legea, când trebuie să intri în pușcărie, când nimeni nu mai poate să-ți iasă în cale. Hei, trezește-te! Te iubește Dumnezeu. Indiferent ce ai făcut în viața asta. Ai putea să mergi într-un pod sau într-o mansardă și să spui ștreangul în gât, cu o grămadă fac asta. Ai putea să iei supradopaș de medicamente. Nu fă asta! Oprește-te! Te iubește Dumnezeu! Te iubește Dumnezeu! Întoarce-te și smerește-te în fața lui Dumnezeu și zi, tată, am păcătuit împotriva autorității, împotriva cerului și vreau să mă uit în ochii tăi și să-ți mai spun ceva. Am păcătuit și împotriva ta. De acasă și-a zis, o să-i zic la tata adevărul și anume,
o să-i spun, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Nu merit să am statut de fiu. Singurul lucru îmi doresc, că dacă stau într-o anexă a gospodăriei tale, tată, că dacă stau într-un grașt în vân, fă-mă ca pe un agații tăi, când pui mâna pe clanță și deschizi ușa casei, să-ți simt prezența. Vreau cu tine chiar dacă nu mai meri nimic. Și ce-o zis băiatul ăsta? Indiferent ce-mi iei, indiferent ce-mi dai, eu te vreau pe tine. Fă-mă! Știți cum s-a rugat el prima dată? A zis, tată? Da-mi, da-mi. O mentalitate de religioși pe care o avem mulți dintre noi și zicem, Doamne, dăm, 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 repede! De nu-mi dai. Vezi că mă și las de pocăință, zice de unul. Când mi-a zis asta, unul i-a zis, prieten, tu ești lăsat. De ce să te lași? Ce pocăință asta, că tu numai la mâna lui Dumnezeu, vezi, să-ți dea Dumnezeu, să-ți rezolve Dumnezeu, să-ți vindece Dumnezeu, să-ți atingă Domnul mașina, să rezolve Domnul proprietatea, bagă-l pe Dumnezeu în tribunal, vă nu știu unde, trimite-l, rezolvă-l, oprește-te. Adevărata ta nevoie nu este să primești, ci să devii. Fă-mă, a zis băiatul. Când un om se pocăiește, nu mai are nevoie de mâna lui Dumnezeu în primul rând. El nu vine la pedicostal ca să fie vindecat doar fizic, ci el vine și zice, Doamne, dacă mă vindeci sau nu, eu te iubesc. Vreau în ograda ta, vreau cu Biblia ta, vreau cu cartea ta de recântări, vreau, Doamne, în prezența ta. Dacă la programul în timpul săptămânii joi vin numai doi oameni, când se pocăiește unul cu adevărat, zice, eu voi fi al treilea, nu lipsesc. Când intru în clădire, simt un fior, aici e tata, aici e prezent Dumnezeu. Fiule, tu ai un tată în cer, un tată care în primul rând te așteaptă. Biblia zice, când băiatul s-a întors, a trăit o realitate uimitoare. Când era încă departe, spune versetul 20, tatăl său l-a văzut. Cum de l-a văzut? Cum de l-a văzut de departe? Dacă tatăl era cu alte activități în spatele gospodăriei, dacă tata era prins cu business, avea în cap numai laptopul, smartphone-ul și o grămadă, dacă tata ar fi sunat la el 15 telefoane deodată, dacă tata era prins în rețele, cum să-l vadă? Tu n-ai un astfel de tată. Dumnezeul tău poate să facă totul deodată și să creeze totul din nimic. N-are de voie de nimeni. Să n-ai iluzia că dacă dumneata nu te pocăiești, pierde Dumnezeu. Nu mai te crede chiar așa de important încât să ai iluzia că și Dumnezeu ar fi slab în cer și n-ar avea locurile populate din rai dacă tu nu te întorci la Dumnezeu. Unii predicatori creează iluzia că vai ce slab e Dumnezeu și că umblă după noi în disperare. Nu, nu, nu. Uitați-vă în pildă. Tatăl n-a fugit după el la porci. Tatăl n-a mers cu el în droguri. Aviz celor ce spun, facem evangelizare drogându-ne, luăm un pic de pachetele de droguri și umblăm cu drogații să-i întoarcem la biserică. Să fiți serioși. Dumnezeu nu are nevoie de satana ca să-l angajeze la carul lui Dumnezeu și să-l ducă carul lui Dumnezeu prin satana într-o direcție bună. E sfânt. Dumnezeu e perfect. Dumnezeu știe totul, poate totul. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni și de nimic. Dar dacă te întorci la Dumnezeu, realizezi de ce spun în seara asta. Singurul care câștigești tu. Ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu. Fiul a zis, mă întorc la tata și vreau să văd ce face tata. Cum reacționezi, tată? Fiul a avut acces în ograda tatălui. Fiul a fost primit bine de tata pentru că tata îl aștepta. Cât să te mai aștepte Dumnezeu? Te așteaptă de un an, de 5, de 20, de 30, de 40, de 50 de ani să predică Evanghelia în zona ta. Și tu o ignori. Nu-ți pasă de Dumnezeu. La un moment dat a venit Dumnezeu spre poporul evreu și a zis, oameni buni, ce aș mai fi putut să fac viei mele? Și nu i-am făcut. Ce am dat de slabă calitate? Ce ar fi trebuit să mai sădesc în jurul? Cum mai trebuia să le predic? Ce proroci mai trebuia să le trimit? Cum trebuia să le mai vorbesc? Pe ce limbă? Le-am spus pe aramaică veche, le-am spus pe ebraică, le-am zis de toate. Le-am dat pom fructifer pe care nu i-au sădit și au mâncat din ele, fără să pună nici măcar o picătură de apă la rădăcina pomilor.
Le-am dat de toate. Ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Asta e întrebarea lui Dumnezeu pentru noi. Ce să ne mai dea Dumnezeu? N-avem suficienți bani? N-avem suficientă sănătate? Dacă cineva zice, nu mă întorc la Dumnezeu pentru că pentru mine Dumnezeu a fost rău. Uită-te în Ucraina! Uită-te la cei care sunt luați pe sus și aruncați în război! Uită-te la părinți, la bărbați care pleacă de acasă și poate nu se mai întorc niciodată! Oh, ce slabi suntem! Merităm noi pacea în România? Merităm noi îndurarea lui Dumnezeu? Merităm noi ca într-un astfel de context, după 30 de ani, înainte când a fost comunism, să avem libertate, să cânte, să fim liberi să ne exprimăm, să fim liberi să predicăm de la microfon, să audă toată localitatea? Ce vrem mai mult? Te așteaptă Dumnezeu. Te așteaptă Dumnezeu. Când l-a văzut de departe, spune Biblia, Tatăl Său a fost atent la el. Știți de ce? Pentru că i s-a făcut milă de el. Mă uit uneori la școală, la copii, cum mai vacanța și îmi amintesc de zilele de timpul orilor. Eram la o clasă, la gimnaziu și am trecut pe lângă un băiețel. Nu vă spun din ce clasă, că să nu aflați identitatea lui. I-am văzut aici după ureche un fir foarte subțire de culoarea pielii, apoi așezat în interior. M-a lovit o milă. Era seama că băiatul ăsta are o problemă cu aparatul auditiv. Dar dacă mergeam în viteză pe lângă el și se zic, hei, de ce nu scrie? De ce ne-a rezolvat cerința asta? Nu observam. Ca să ți se facă milă, trebuie să fii atent. Mergi la un supermarket și vezi un copil care e nimănui. Sărăcuțul de el are vreo 5 ani, l-au aruncat părinții în supermarket ca să câștige și el niște bani. Dacă te uiți mai atent, vezi că sub degetele lui, sub unghii, are negreață. Negreața de sub unghii nu se vede când fugi pe lângă el. Dar când te uiți așa atent, zici, mă omule, eu la vârsta lui eram spălat de mama, eram curat. De ce băiețelul ăsta e murdar? Bine, poți să-l judeci, să-i spui, las că ești nu știu ce. Dacă ți-e milă, vezi oameni cu picioarele întoarse, dacă treci în viteză pe lângă ei, îi observi, când te uiți mai atent, ți se face milă. Dacă dai catalogul, ca profesor sau și ca și cadră didactic, ca și învățătoare, în viteză și taxezi mărunt elevul și zici, n-ai știut, pac, ai un 3. Asta e una. Dacă pe tine te interesează și dai un telefon să afli de ce nu și-a făcut tema aia. Pe mama are cancer. Și de 2 zile încoace nu mai doarme pruncul. Băiat la 16 ani. Nu mai doarme de frică că o să moară maică-s. Ți se face milă. Poți să-i ridici termenul de test. Îi spui, să mă dau o dată testul peste 2 săptămâni. E o diferență, nu? Să mergi în viteză sau să frânezi? L-au întrebat la un moment dat pe Iisus Hristos niște oameni iscoditori și au zis, cine e aproapele meu? Hai că-ți spun, a zis Iisus. Un om se cobora de la Ierusalim spre Ierihon. N-a avut intenția să cadă, că trebuie să fii fără facultăți mentale funcționale, să zici, domnule, vreau să cad, vreau să-mi pierd. Vreau ceva rău, imposibil. Fiecare om vrea să îi se întâmple ceva bun. A coborât de la Ierusalim spre Ierihon și dintre sturi a apărut niște hoți, niște mafioți, tâlhari numiți de Biblie. L-au atacat. Mă tot mir de ce a reacționat așa, cam așa funcționează și Satan. De ce Biblia? L-au dezbrăcat de hainele lui, l-au căutat pe un buzunare. Păcat de lăsau hainele pe el, nu? Să nu rămână în frică. Noaptea, spațiul ebraic, era un fric imens, îngrozitor. I-au luat tot. Și zice Biblia, după ce l-au jefuit de tot, l-au bătut stravă. Bă, dar măcar lăsați-l în pace, măcar nu-l bateți.
preotul și levitul programați să ajungă la evanghelizare la ora 6, au zis, domnule, n-avem timp, mai mult, ăsta pare a fi cadavru. Dacă e cadavru și noi ne-am atins cu un vâlt de la piciorul stâng sau dreptul, de la deget, noi nu mai avem voie să intrăm la templu. Rigorile și religiozitatea din noi ne obligă să mergem înainte pe alături. Dar un bărbat nu era de factură galileană, care în mod normal, dacă respecta rigorile samariteniei, zonii Samaria, nici măcar n-ar fi trebuit să salute. Ei nu se salutau între galileeni cu samaritenii. Erau așa, răutăcioși unii cu alții. O samariteană călcat pe orice regulă socială. Zice Biblia, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Dar nu toți l-au văzut? Nu toți au observat că bărbatul are într-o baltă de sânge? Nu toți s-au dat seama, domnule, dacă noi plecăm, ăsta moare, măcar să dăm telefonul la 112 în contemporaneitate. Să ne oprim un pic, domnule. Ne interesează de viitorul lui. Înainte, pe alături. Samaritanul milos spune în Biblia, lăsați-mă să actualizez. A îngenunchiat și s-a așezat în balta lui de sânge. S-a coborât de basinul lui, de pe mijlocul lui de transport. A luat un de lemn și vin. A scos afară puroiul din răni, prin vin, nu l-a așezat în guriță, aviză maturul care mai beți, opriți-vă din seara asta, să ziceți amin. Da? A pus vinul, uz extern, pe rană, ca un fel de dezinfectant, ca un spirit, și apoi, după ce s-a asigurat că tot nisipul a ieșit din răni, a pus un de lemn, i-a dat asistență de prim ajutor. Apoi, spune Biblia, l-a urcat pe asinul lui, asta înseamnă că omul ăla, samaritean, a mers pe jos. L-a dus la un han, s-a uitat în nou cu hangiul la recepție și a zis, să știi că eu și numele meu îl cazez pe homeless-ul ăsta, pe căzutul ăsta între tâlhari. Îți dau bani cât ai nevoie și știi cât costă cazarea și vreau să-ți mai spun ceva. Ai grijă, mă întorc după el și când mă întorc, orice consumul din frigider, eu îți plătesc. Iisus întreabă, care din cei trei demonstrează că a avut milă de căzutul între tâlhari? Și fostul iscoditor gândește rațional și zice, cel ce și-a făcut milă de el. Era atât de liniștit în cerul Dumnezeu. Avea o ambianță extraordinară pe care nu o pot deschide, dar pe care cred că o să văd în rai când ajung împreună cu dumneavoastră. Îmi doresc din toată inima să nu lipsiți niciunul de acolo. Puteți lipsi la orice programe, la orice slujbe, dar vă rog să nu lipsiți din rai, să fiți acolo. El a venit din cer. S-a uitat la noi care eram ca niște furnici față de el, mult mai minusculi. Ne-a căutat printre pietricele și printre babele de nisip când aveam valoare. S-a așezat cu genunchi în balta noastră de sânge. Eram în disperare, unii cu gânduri suicidale, alții cu gânduri meschine, să atace, să lovească, să se răzbune pe cel care l-a urmit. Și samariteanul milos, la superlativ, Domnul Iisus ne-a scos de șanț. Ne-a eliberat viața de păcatele noastre. Ne-a dat o nouă perspectivă, ne-a așezat în hanul bisericii. Ne-a spus că se întoarce și o să revină și credem în asta. Vine o zi în care crapă bolta, dragii mei. Vine o zi în care se reîntoarce Domnul nostru Iisus Hristos. Vine o zi în care vom fi ridicați. Cei ce vor fi în morminte, vor fi smulși de sub betoane, de sub pământ, de sub hlie. Și vom fi îmbrăcați în trupuri de slavă, cei care vom fi în viață și ceilalți, care vor învia în Hristos. Ne vom încorona cu toții să zburăm spre cer. Strig la sărata, glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Înălțat să fie în numele Domnului! Tu ai un tată în cer. Tu ai un fiu care a venit pe planeta ta și pe planeta mea, pe pământul nostru meschin. L-am jefuit de tot ce a avut bun. L-am bașocorit. L-am așezat la stâlpul în familie și n-am avut nici măcar un pic de milă pentru Dumnezeu. Am rupt trandafirii din zona Ierusalimului. Cei mai frumoși trandafiri. Am rupt capetele trandafirilor și am smult petalele. N-am vrut să-i dăm lui Dumnezeu nici miros frumos. Nici imagine frumoasă. Am lăsat tulpina din trandafirii vieții noastre și am împinat trandafir cu trandafir și am creat o coroană de spini și am zis, rege, poartă-o
și am înfipt-o pe cap să-i curgă sânge din capul lui. Vai, 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 ce răi am fost! Și totuși, înstând pe dealul sub formă de craniu uman, între cer și pământ, marele rege Iisus s-a uitat la tata și a zis: Tată, iartă-i! Iartă-i! Iartă-i pe maneriști, pe drogați, pe homosexuali! Iartă-i pe proxeneți! Iartă-i pe prostituate! Iartă-i pe cei mai buni oameni! Iartă-i! Căci nu știu ce fac. De ce? Te-a iubit Dumnezeu! Te-a iubit Dumnezeu! El a fost atent la tine! Un Dumnezeu care așteaptă! Un Dumnezeu care e atent la noi! Dacă n-ar fi atent Dumnezeu cu noi, niciunul dintre noi n-am fi în viața seara asta. Dacă nu l-ar fi interesat pe Dumnezeu de noi, dacă n-ar fi avut Dumnezeu milă pentru viața noastră, niciunul n-am avea capacitatea să zicem: da, cred că există Dumnezeu. Da, cred că Dumnezeu este viu. Da, cred că Dumnezeu este stăpânul vieții mele. Ai capacitate să vorbești. Ai capacitate să te miști. Ai capacitate să pornești un CD, un display, un smartphone. De ce? Te iubește Dumnezeu. Ai capacitate să dai volumul la maxim, oprește-l. De ce? Te iubește Dumnezeu. Te iubește Dumnezeu. Oricât ai vrea să ignori, știu că ți-ai pornit muzica pentru că vrei să n-auzi mesajul. Oricum o să vorbesc mai tare decât tine. Oricum o să n-auzi. De ce? Hristos e pe tron. Hristos e cel mai important. Lăudat să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl s-a uitat la el, i s-a făcut milă de el și următorul lucru extraordinar de important, Biblia zice, a alergat înspre el. Întrebarea fiului era următoarea: oare tatălui meu îi mai pasă de mine? Oare pe tatăl meu îl mai interesează de viața mea, de coșmarurile mele, de insomniile mele, de gândurile mele meschine, de trăirile mele murdare, de imoralitatea derulată cu femeile desfrânate, de modul în care mi-am tocat banii? N-o să-mi arate obrazul oare? N-o să zică: Domnule, unde sunt banii pe care ți-am dat? Unde e respirația pe care am lăsat-o pentru viața ta? Asta îmi dai tu în schimb când eu ți-am dat soare? Asta îmi dai tu în schimb când eu ți-am dat culoare în ochi? Asta îmi dai tu în schimb când eu am investit totul pentru tine? Nimic nu e imputat. Totul a fost iertat pentru că Tatăl, spune Biblia, a alergat înspre el. Poate te întreb în această seară de ce există această evanghelizare, de ce o să existe următoarele și de ce există cortul ăsta în curtea bisericii. Poate ți-ai zis să stea acolo pucăiți în casa lor. Ce-a ieșit în curte? Am să spun ceva. Dumnezeu aleargă înspre tine. Dumnezeu aleargă înspre sufletul tău. Dumnezeu te iubește extrem de mult și viața ta are valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu observați dumneavoastră cum în ultima vreme se organizează tot mai multe campanii de evanghelizare? Nu realizați dumneavoastră că tot mai multe spații se închiriază, cămine, sală de sport, săli polivalente, în curtea școlilor, oriunde se poate, se organizează încă evanghelizare. De ce? Avem un Dumnezeu care aleargă înspre noi. Dacă nu mergem noi la biserică, vine Dumnezeu la noi în curte. Vine Dumnezeu la noi pe stradă. Vine Dumnezeu la noi în ogradă. Vine Dumnezeu la noi, la noi acasă. Vine printr-o stație de amplificare, vine printr-o predică, vine printr-o cântare. Aleargă Dumnezeu înspre tine, omule bun. Nu-i dai nor lui Dumnezeu. Te așteaptă ghearele iadului ale lui Satan. Fără Hristos nu există rai. Fără Dumnezeu personal nu există împărăția cerurilor. Fără să te oprești personal în fața crucii lui Hristos și să plângi propriile tale păcate, n-ai nicio șansă. Biblia zice: Tatăl său l-a văzut și a alergat înspre el. Când a alergat, dintr-o dată s-a întâmplat cea mai importantă întâlnire din univers. Întâlnirea dintre tată și fiu. Întâlnirea dintre omul care a distrus tot și cel ce a dat totul. Întâlnirea dintre cel ce a distrus și a consumat și a risipit totul și cel ce a chivernisit totul pentru viața lui. Întâlnirea la nivel înalt. Cea mai importantă întâlnire din seara aceasta este întâlnirea dintre dumneata și Dumnezeu. Am să spun ceva, Tatăl e în pragul universului și încă plânge. Plânge de dorul tău, plânge din iubire pentru tine. Plânge pentru că și-a dat seama ce ai ajuns tu ca ființă umană când te-a creat să fii un om în depline facultăți mentale ca să
resimți dragostea Lui și să o întorci înapoi. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru că n-a avut ce să facă în univers, în prezența Fiului și a Duhului Sfânt, ci l-a creat pentru că zice Biblia să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Animăluțele erau ascultătoare, dar n-aveau sentimente. N-aveau acel suflet care să resimtă iubirea lui Dumnezeu în toată puterea cuvântului. Și atunci Dumnezeu l-a creat pe om și în această seară, Tatăl tău aleargă înspre tine. Tu nu vezi lacrimile lui? Zice Biblia, s-au îmbrățișat și au plâns unul pe grumazul celuilalt. Știu că faci gălăgie pentru că nu mai poți să te auzi pe tine. Întâlnesc adolescenți, sunt profesor și observ că nu mai pot să reziste dacă n-au dopurile în urechi. De ce? Nu se pot auzi pe ei. Nu-și pot asculta resentimentele, simțămintele interioare. Când închid ochii, își imaginează, vai, cum a făcut asta. Vai, de ce am trecut prin asta. Vai, de ce mi s-a întâmplat asta. Și omul simte nevoia să-și pornească o muzică pentru că nu se mai poate auzi pe el. Nu vrea să audă gaura și angoasa din inima lui. Nu o suportă, e prea mare problema lui ca să se poată uita la propriul lui suflet. În această seară vreau să spun ceva. Tatăl tău aleargă spre tine plângând de mila ta, plângând pentru păcatele tale pe care tu nici măcar nu le identifici. Și când fiul se aștepta să-i spună tata, acolo graști, dispari, nu meriți nimic din partea mea, totul ai distrus, ești un nemernic, ești un pasăcoritor, ești un uzurpator, ești un risipitor, totul mi-ai tocat, dispar din fața mea. Tatăl a zis, aduceți repede haina cea mai bună, pentru că fiule, tu ai un tată care îți acordă a doua șansă în ultimul rând. Șansa aceasta este să te oprești din păcatele tale și să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc. O să cobor și eu spre tine un pic mai aproape și o să am rugămintea să vă ridicați cu toți în picioare. Am să spun ceva ca de la inimă la inimă. În seara aceasta, tu ai un tată în cer. Tu ai un Dumnezeu puternic care te iubește. În timp ce vreau să fiți cu ochii închiși, să stați în prezența Domnului într-un moment de meditație. Ascultă-mă ce spun acum. Dumnezeu te iubește. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că ți-a mai dat suflare până în acest moment. Să auzi Evanghelia, să auzi Cuvântul lui Dumnezeu și să pricepi că dragostea lui Dumnezeu trebuie să te oblige să te oprești din propriile tale păcate, să te retragi din zona aceea unde ai trăit murdar. Am rugămintea frații și surorile, duhurile lor la nivel încet să se roage pentru eliberarea celor prinși în păcate. În locul acesta sunt persoane care au mare nevoie de Dumnezeu. Au mare nevoie de eliberarea lor personală. Indiferent care sunt problemele tale de până în momentul ăsta, am să spun ceva, te iubește Dumnezeu. Aduceți repede haina cea mai bună. Există o garderobă în care se află hainele mântuirii. Pentru fiecare măsură există o haină. Indiferent cât de mult ți-ai bătut joc de propria ta viață și de eternitatea ta, există o haină care a fost croită în croitoria de pe calvar. Urme de sânge există pe haina asta. Nimeni altul nu este mântuire pentru că nu s-a dat sub cer niciun nume în care trebuie să fii mântuit decât numele lui Iisus Hristos. Păcatele tale pot fi iertate prin credință în numele lui Iisus Hristos. Fă-ți liniște în sufletul tău, retrage-te din orice activitate care te perturbă și gândește-te la propria ta veșnicie. Eu nu te cunosc, cunosc doar pe fratele care mi-a invitat și pe frații care i-am mai întâlnit la alte contexte de slujire, dar Dumnezeu te cunoaște foarte bine. Dacă ești în locul acesta și ai o problemă spirituală și treci printr-o situație dificilă și în viața ta sunt anumite probleme personale, fă-ți liniște în sufletul tău. Dacă vrei să te întorci la Dumnezeu, dacă vrei să te retragi din lumea păcatului tău, dacă vrei să-i spui Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, primește-mă și pe mine. Iartă-mi și păcatele mele, eliberează-mă și pe mine. Este cineva aici prezent care n-are încă legământ cu Domnul Iisus Hristos, în timp ce vreau să fiți cu toții cu ochii închiși, care vrea să-i spună Domnului, Doamne Iisuse Hristos, iartă păcatele mele. Să facă un semn discret cu mână dreaptă ridicată în prezența lui Dumnezeu. Mă refer la cei care nu sunt botezați încă în apă, la o vârstă matură și vor în această seară să-i spună lui Dumnezeu, te aleg ca mântuitor și domn al vieții mele. Iartă-mi și mie păcatele, eliberează-mă și pe mine, Doamne. Te voi întreba asta de 4 ori și apoi trec la altă categorie de oameni. Dacă în această seară simți nevoia să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos și vrei să-i spui lui Dumnezeu, mă întorc acasă.
rob, nu fiu. Primește-mă chiar de-i târziu. Fiind fără rod, străin și gol, iar sufletul mi-e plin de dor. De dorul zilelor tăiate dulci, de sfinte mângâieri, când tu vorbeai, eu ascultam și vorbe sfinte înțelegeam. Întoarce-te la Dumnezeu. Viața ta nu știu cât durează, s-ar prea putea să fie ultima ta șansă. Dacă ai minim 13 ani și vrei să te întorci la Dumnezeu, să-i spui lui Dumnezeu, iată-mi, Doamne, păcatele. Eliberează-mă, Doamne, de istoricul meu. Nu poți fi atât de păcătos încât să nu te primească Hristos. Ridică o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu dacă vrei să-ți predai viața Mântuitorului Iisus Hristos și dacă vrei ca sufletul tău să fie eliberat de sub povara păcatelor. O să mă uit în dreptul fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu vă văd fața, vreau să vă văd o mână ridicată, spunându-Lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și pe mine. Doamne, eliberează-mă și pe mine. Doamne, vindecă-mă și pe mine. Doamne, transformă-mi viața, falimentul și căderile mele. Vreau să devină istorie. Vreau din această zi să am o relație reală cu Tine, Iisus Hristos. Vreau sufletul meu să fie conectat la cer. Vreau împărăția Ta, vreau raiul Tău. Omule bun, fără Hristos n-ajungi în rai. Fără Hristos n-ai nicio șansă. Oprește-te și gândește-te bine la propria ta eternitate. La propria ta veșnicie. Gândește-te ce faci cu viața asta. Ascultă-mă, n-ai voie să o lași în administrația unor oameni care te mint și care îți pretind faptul că te aruncă într-un loc cu verdeață. Raiul n-are verdeață. Raiul are pe Dumnezeu Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Te întreb de 3 ori și apoi voi trece la altă categorie de oameni. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului, ridic o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, iartă-mă și pe mine. Doamne, eliberează-mă și pe mine. Doamne, vindecă-mă și pe mine. Doamne, transformă viața mea. Doamne, binecuvintează-mă și eliberează-mă, Doamne. Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, ridic o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă și pe mine, eliberează-mă și pe mine. Te mai întreb o singură dată, dacă vrei să-ți predai viața Domnului. Ridic o mână dreaptă înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mi păcatele. Vreau să fiu eliberată, vreau să fiu eliberat. Mă îndrept spre pocăiții botezați care se află în locul acesta și am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dacă dintre cei prezenți este cineva care recunoaște, care are nevoie de mai multă prezență a lui Dumnezeu, dacă este cineva care recunoaște, care vrea să fie un pic mai pocăit, un pic mai pocăită, că este cineva care recunoaște, care ar fi putut să consume într-o altă direcție toate bogățiile cerului, dar de o vreme a scăzut spiritual și a risipit, a risipit printr-o vorbă, printr-o răutate, printr-o rachiună, printr-un sentiment. Pocăiții botezați în apă la o vârstă matură care se rededică Domnului, îi rog să ridice o mână stângă înaintea lui Dumnezeu, împreună cu mine. Uită-te, Doamne, la noi. Întoarcem în prezența Ta, mai sunt doar câteva momente și mâine vom rememora coborârea Duhului Sfânt. Mă rog, Duhule Sfinte, cercetează. Pe cei ce nu sunt încă botezați cu Duhul Sfânt și încă nu vorbesc în limbi, atinge-i, Doamne, chiar în curtea bisericii poți să-i botezi cu Duhul Sfânt. Fă o atingere supranaturală a vieții lor. Îți mulțumim că ești așa de bun cu noi, Doamne. O, Domnul vrea să-ți aducă vindecare. Dacă ești cineva aici bolnav fizic, care crede că Domnul poate să-l vindece, poate să facă un semn discret cu două mâini ridicate în prezența Domnului. Să-ți atingă Domnul ficatul tău bolnav. Să intre Domnul cercetarea plămânilor tăi. Să lucreze Domnul la inima ta, legat de care oamenii nu mai au nicio șansă să intre Domnul în cercetare. Aș vrea să-ți fac o provocare care nici într-un caz nu are rol de a forța pe cineva. Dacă dintre cei prezenți e cineva care are nevoie de rugăciune specială cu punerea mâinilor, te aștept aici, în dreptul acestor pietre mai mari. Nu să îngenunchezi neapărat, ci să stai în picioare. Se prea poate să ai nevoie de rugăciune cu punerea mâinilor. Poate ai nevoie de o eliberare. Am făcut această provocare joi seara la tineret. Știți cine a venit în față? Cea mai pocăită fată, care dar de prorocie, dar care a fost atacată de niște vorbe rele a unor oameni răi. M-a rugat cu punerea mâinilor pentru ea și am simțit un curent care a intrat prin ea. Era Duhul lui Dumnezeu. A plecat bucuroasă acasă. Nu trebuie să fii păcătos ca să ai nevoie de rugăciune cu punerea mâinilor. Trebuie să fii doar sincer și sincer. Așa că te aștept să vii aici, o să intrăm în rugăciunea asta, în care în prezența lui Dumnezeu cerem putere de eliberare. Poate ai o stare și zici, Domnului, Doamne, ai milă și de mine, ai milă și de sufletul meu. Poate Satana vine la nivelul minții tale și ți-a zis că tu n-ai viitor, n-ai speranță. Poate diavolul te-a mințit și ți-a zis, tu nu mai poți fi un fiu adevărat al Tatălui. Vino aici, în prezența lui Dumnezeu, împreună cu frații slujitori, o să ne rugăm special pentru tine. Nu facem asta pentru show sau pentru imagine. Nu ne interesează ratingul și oamenii. Ne interesează să scap de problemele tale. Am fost ieri împreună cu Florin, același frate, și au trimis 9 persoane
o întrebare care m-a năucit. Erau adolescenți și tineri și au zis, cum să scap de gânduri suicidale? Am făcut o pauză după ce am citit întrebarea asta și am răspuns cum mi-a scris Duhul Sfânt. Nu știu care e problema ta, vino aici dacă ai nevoie de rugăciune, o să ne rugăm special pentru tine și pentru viitorul tău. Aș vrea să intrăm cu toții în rugăciune. Melodia poate merge în surdină un pic pentru că intrăm cu toții în rugăciune. Vreau să ne rugăm cu vocile noastre. Nu vă fie rușine că suntem în curtea unei biserici. Vocile noastre trebuie să se audă înspre cer, înspre localitate. Oamenii trebuie să audă vocea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să audă puterea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să realizeze că aici se întâmplă nu ceva, ci o întâlnire reală cu Dumnezeu. Că aici este prezent Domnul Iisus Hristos care eliberează, că păcatele tale pot fi iertate. Poți fi transformat în numele lui Iisus. Tu ai nevoie de o atingere nouă. Tu ai nevoie de revigorarea sufletului tău. Tu ai nevoie de sângele Domnului care să transforme viața ta. Cu riscul să rămâneți între scaune mai puțin decât veniți în față, nu ne interesează cât rămâneți. Dar dacă ai nevoie de o atingere nouă, vină în prezența Domnului, strigă după prezența lui Dumnezeu. Cere puterea Domnului pentru eliberarea vieții tale, ridicarea sufletului tău. Ai nevoie de cer, toți ne rugăm. Toți strigăm după puterea lui Dumnezeu și chemăm numele lui Iisus Hristos. Sângele Domnului este prezent aici să aducă eliberare. Ne rugăm cu toți. Dumnezeul păcii, suntem înaintea ta și înaintea puterii tale. Da, ești un Dumnezeu care ai hotărât seara aceasta, ești un Dumnezeu care ai hotărât pe dumneavoastră aceasta, ești un Dumnezeu care ai hotărât, Iisuse, doar pe acest timp frumos în care să ne adunăm înaintea ta. Iar cred că vreau să binecuvintezi, Doamne, toată adunarea, Iisuse, Doamne, fiecare persoană prezentă în locul acesta, fiecare persoană ieșită, Doamne, în față, Doamne. Te rugăm ca Tu să-ți reverși din bunătatea ta, Iisuse, Doamne. Te rugăm ca Tu să-ți reverși din bunătatea ta peste noi, peste noi. Te rugăm, Iisuse, Fiului Dumnezeu, ca Tu să ne umpli de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie de putere din partea Ta. Avem nevoie de harul Tău. Avem nevoie de călăușa Ta. Avem nevoie de Tine, seara aceasta, biserica Ta. Oamenii care sunt prezenți aici au nevoie de Tine în seara aceasta, au nevoie de atingerea Ta. O, trebuie să te doamne ca să fii Iisuse între noi, vrem să te atingi de fiecare parte. Avem nevoie de pace și de liniște, avem nevoie, Iisuse, Doamne, de prezența Ta, Iisuse, Doamne, de așternutul nostru, Doamne. Atunci când vrăjmașul vine să ne atace, avem nevoie de Tine, Iisuse, Doamne. Atunci când vine să ne atace la nivelul gândirii, atunci când vine să ne atace la nivelul vorbirii, atunci când vine să ne atace la nivelul privirilor noastre, Doamne, avem nevoie de Tine, Iisuse, Doamne. Și în seara aceasta puterea Duhului Sfânt o lași peste fiecare parte. În seara aceasta puterea Duhului Sfânt o lași peste tuturor cea, Doamne. Care da, suntem adunați aici în locul acesta. Că Tu ne-ai adus din bine cuvântare. Îți mulțumim pentru toate. Îți mulțumim pentru toate. O, Tatăl Sfânt și Dumnezeu adevărat, care primești la noi, Iisuse, Doamne, și privești spre noi ca un părinte, Iisuse, Doamne, care privește Păratul nostru la noi, ca la niște copii rătășiți de-a Dumnezeu. O, Te rog, îndură-te în seara aceasta, fie-ți milă în seara aceasta de noi, fie-ți milă în seara aceasta de poporul acesta, fie-ți milă în seara aceasta de tot aceea care cheamă pe lecău, fie-ți milă de tot aceea care va șodure numele Tău, fie-ți milă de tot aceea care neagă numele Tău, fie-ți milă de tot aceea, Doamne, care sunt neinteresați pe Tine, Doamne. Fie-ți milă de aceea ce sunt împotriva Ta, Iisuse, Doamne. Fie-ți milă, Iisuse, Dumnezeu. Da, seara aceasta cere milă din partea Ta. Seara aceasta cere milă din partea Ta. Da, vrem ca Duhul Tău cel Sfânt, vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să rămână peste biserica Ta. Vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să rămână peste biserica Ta. Vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să rămână peste fiecare persoană în parte. Vrem ca Duhul Tău cel Sfânt să rămână peste fiecare vecin în parte. Vrem, Doamne, ca prezența Ta.